Printre inculpații care au cerut astăzi să fie puși în libertate se numără și verișorul adjunctului șefului IPJ Gorj, Ion Frățilescu, suspectat de fapte de corupție. Respinge cererile de înlocuire a măsurii arestării preventive formulate de inculpații Frățilescu Gheorghe, Stroie Georgiana și Bogdan Petre. Au anunțat magistrații gorjeni, iar decizia de astăzi este definitivă, ceea ce înseamnă că vor petrece și revelionul după gratii. Săptămâna trecută, instanța de la Târgu Jiu le-a admis cererile de liberare sub control judiciar, însă, după recurs, Curtea de Apel Craiova i-a lăsat tot în arest. Procurorii secției de urmărire penală și criminalistică i-au trimis în judecată pe cei trei instructori auto, dar și pe fiul unuia dintre aceștia, aflat în libertate. Acuzația este că ar fi primit în intervalul iulie-noiembrie 2013 între 150 și 200 de euro de la investigatori sub acoperire sau de la alte persoane interesate, lăsând să se creadă că au influență asupra unor polițiști examinatori de la permise.